Bine v-am găsit la o nouă provocare într-un cadru neconvențional. Mi-am adus tineri fresh, proaspeți, care au foarte multe întrebări și foarte multe curiozități de la colegilor pe care o să-i cunoașteți în câteva clipe. Haideți să facem cunoștință cu ei. Bună ziua, mă numesc Ana Maria. Așa. Bună, sunt Cristina. Cristina și? Bună ziua, Alex Daniel Motogna. Motogna. Ei sunt gazdele dumneavoastră, celor de acasă, și gazdele mele și a celor care sunt în interiorul incintei. Am venit astăzi să descoperim ce înseamnă frumusețea adolescenței, pentru că vine și primăvara și tot timpul ne dorim să fim cât mai cocheți, cât mai îngrijiți și în ton cu moda. Colegii noștri din interior ne vor ajuta să descoperim ce înseamnă să fim permanent tineri, atât în interior cât și în exterior. Știți că voi, adolescenții, aveți curiozitatea și dorința de a fi mai atenți cu voi. Este perioada de maximă delicatețe. Începeți să vă descoperiți, nu-i așa? Exact. Începeți să vă dați o importanță tenului, aspectului fizic. Exact. De ce crezi că abia acum? Păi, probabil ca să fim în top cu moda, să ne aliniem cu ceilalți adolescenți, să fim trendy, cool. Să fiți cool și probabil și băieții or fi de vină. Cu siguranță. Da. Dar la voi, fetele sunt de vină, să fiți mai frumoși, mai tineri și mai fresh? Da, normal, cum să nu. Cum să nu? Așa că împreună cu voi, cu toții, nu-i așa? Ce le spunem celor de acasă? Rămâneți cu noi la provocarea. Haide. Bine v-am găsit, suntem printre colegi, printre tineri, o atmosferă extraordinară aici la salon de frumusețe. Toți adolescenții își doresc să fie fresh, proaspeți și la fel de frumoși și în exterior ca și în interior. Așa că ne aflăm împreună cu doamna director, Drăgan Codruța. Mulțumim că ne-ați primit în casa dumneavoastră și, cum știți, cu toții aveți tendința să asociați instituția cu fosta cooperație. Doamna director, ne spune exact unde ne aflăm. Da. Actualmente vă aflați la grupul școlar de servicii Bistrița, deci fosta școală de cooperație. Această școală totuși suferind pe parcursul anilor o serie de modificări. Ce pot să vă spun vis-a-vis de planul de școlarizare pentru anul școlar 2009-2010? Se adresează în primul rând absolvenților claselor a 8-a și anume, este vorba de, în profilul serviciilor de domeniul estetica și igiena corpului omenesc, vom avea o clasă cu 30 de locuri. Domeniul... Asta este bine pentru toți, că de-abia descoperim, absolut, pe noi ne descoperim și descoperim ce înseamnă să transmitem frumusețea și curățenia și celorlalți. Absolut. Și este o meserie, este un domeniu extraordinar de căutat mai nou pe piața forței de muncă. Apoi vom avea în domeniul turismului și alimentației două clase cu 60 de locuri, iar în domeniul comerțului o clasă cu 30 de locuri. Ce vor face în domeniul turismului? Ce vor ajunge după ce vor încheia un capitol al adolescenților? Deci asta vreau să vă spun acum, traseul pe care îl parcurg acești copii la înscrierea în clasa noua. Întâi de asta trebuie să vă spun că școala de arte și meserii practic nu mai există. Este liceu tehnologic de 4 ani de zile, iar traseul pe care acești copii îl parcurg este următorul. La finele clasei a 10-a vor avea un examen de certificare de competențe, după care vor dobândi calificare de nivel 2 și anume pe domeniul esteticii vor obține calificarea de frizer, coafor, manicurist, pedicurist, pe domeniul turism și alimentație ospătar, iar pe domeniul comerț, comerciant vânzător. La finele clasei a 12-a vor obține, tot așa în urma unui examen de certificare de competențe nivel 3, vor obține pe domeniul esteticii coafor stilist, iar pe domeniul turismului tehnician în gastronomie, iar în domeniul comerțului tehnician în activități de comerț. Este bine de știut că după clasa 12 acești copii pot să se înscrie și să promoveze examenul de bacalaureat, iar apoi să se înscrie la orice altă facultate, la orice facultate doresc ei. Așa că, din ce am înțeles noi, merită să veniți aici, să învățați, să aveți grijă de voi și de noi, de noi cei care vom fi eventuali potențiali partenerii și clienții ai voștri, de ce nu, și mai departe, în funcție de ce veți dori cu toții, nu-i așa? Absolut, trebuie să se știe că acești copii care vor absolvi liceul tehnologic au absolut aceleași drepturi ca orice absolvent de liceu.
Deci merită să-i cunoaștem și din interior. În plus pot să spun, ei dobândesc două certificate față de ceilalți copii. Două certificate înseamnă de două calificări de dobândire de competențe. Sigur că da, și care le oferă o mobilitate extraordinară pe piața forței de muncă. Se pot adapta. Absolut, sigur. Și cu competențe multiple. Ok, rămâne să-i descoperim, să le vedem abilitățile și competențele chiar aici la fața locului. Mulțumim foarte mult că ne-ați acceptat în casa dumneavoastră. Haideți să luăm cunoștință cu primii invitați. Uite, bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua. Cum te simți aici pe mâna unei viitoare coafeze? Bine. Da? De ce ți-ai dori și de ce le recomanzi tinerelor fete să mai frecventeze și coaforul? Păi, e mai bine așa. De ce? Pentru că e o meserie frumoasă. Pentru cel care o practică și da. Tu care ești aici, uite, un potențial client. De ce le recomanzi tinerelor să aibă grijă de ele? Ca să atragă băieții? Da. În primul rând. Sau în primul rând să aibă grijă de ele, să fie frumoase. Pentru păr, ce soluții le recomanzi ca să nu și-l distrugă? Păi, masca de păr, șampon, balsam. În funcție de scalpul capului sau după ce vei decide? După despicarea părului. După despicarea părului. Da. Cam la cât timp ar trebui să mergem la coafor ca să ne mai îndreptăm părul, să avem grijă de firele de păr, să nu fie despicate? De vreo două ori pe săptămână. De vreo două ori pe săptămână, așa de mult ar trebui. Tu ce părere ai? Eu sunt de altă părere. Așa. Cel puțin o dată pe lună sau o dată la două luni. Depinde de păr și de ce folosește. Dacă folosești placa sau alte, undulatorul, despică mai repede și e nevoie de mai multă îngrijire. Într-adevăr, cam din ce perioadă s-a introdus moda asta cu placa, toate fetele să aibă părul întins? De vreo câțiva ani încoace. Crezi că e mai interesant să fie toată lumea cu părul întins sau e bine să-și mențină fiecare tipul de păr? E mai bine să-și mențină fiecare tipul de păr, deoarece se distruge foarte repede și se despică vârfurile, cade părul. Așa, ai folosit placa, de exemplu? Da, eu folosesc placa tot timpul. Deci nu prea ești un model pentru cei care le spui să nu folosească placa, nu-i așa? Păi, nu prea. Da. Dacă ar fi să mă gândesc, cam cât timp din fiecare zi dedici pentru aspectul tău fizic? Ești foarte frumoasă. Cam jumătate de zi. Cam jumătate din cele 12 ore? Cam așa. Wow! Depinde unde merg. 6 ore. Cam așa, depinde unde merg și... La școală, de exemplu, înainte să pornești de acasă? Cam cât timp? Cu cât timp înainte te trezești? Cu o jumătate de oră. Și ce te-ai pregătit astăzi să ne arăți aici, modelul fiind colega ta? O freză de zi, așa. Cu unduleuri de păr și cam atât. Și cam atât la tine. Asta descoperim. Cam cât timp crezi că o să-ți ia? Nu știu, depinde. Depinde. Păi uite, eu te întreb pentru că și cei de acasă și-ar dori probabil să aibă o freză de zi și să-și estimeze timpul, cât ar dura, cu cât timp ar trebui înainte să se trezească sau să se pregătească înainte de a ieși din casă. Păi depinde de fiecare om, poate și cu o oră înainte și cu două ore, depinde cum se mișcă de repede. În funcție de abilități, de tehnica mâinilor. Mergem mai departe. Bună ziua, bine v-am găsit! Cum vă numiți? Loredana Mureșan. Loredana Mureșan și... Oana. Oana. Ai încredere în colega ta? Da. De ce ai încredere în ea? Că știe ce face. Știe ce face. Ia să vedem ce știi să faci. Ce îi pregătești aici? Voi face cei împletitori. Așa. Sunt interesante, din care va ieși un coc evazat. Ne desfacem împletiturile. Da, va fi părul crez. Este pentru un eveniment anume sau se poate și de zi cu zi? Pentru un eveniment, cu zi cu zi nu chiar recomand să puneți și placa și nu e bine pentru păr. Toată lumea spune că nu e bine pentru păr și totuși se aplică. Care ar fi remediul în cazul în care totuși se folosește?